așteptat o iarnă întreagă să se bucure deopotrivă de soare și vânt puternic. Cei care au adrenalina în sânge n-au mai avut răbdare până la începerea sezonului și au umplut plaja din nordul stațiunii Mamaia. Da, așteptam de mult o vreme ca de genul ăsta, soare, cald, începe sezonul. Toți suntem bucuroși, suntem pregătiți. Cum trebuie să fie vremea? În principiu trebuie să avem vânt. Care este, dacă suntem rezistenți la frig, atunci putem să intrăm pe tot timpul anului. Dacă ne place căldura, atunci vara. Plăcută. Din cauza echipamentului nu simțim temperatura. Și e vremea pentru un astfel de sport. Ceva de genul, vânt, cât mai mult vânt. Ceea ce deranjează pe restul lumii, pe noi ne bucură. Așteptați de mult vremea asta. Da. Primăvara, în general, avem condiții minunate pentru kiteboard. Cei mai mulți sunt veniți din București special pentru kite și au pregătit cu atenție zmeiele și le-au lipit pe cer ca niște timbre pe scrisoare. Nu de multe ori au șansa să prindă un vânt atât de prielnic, așa că atunci pot profita din plin. Cum este? Ala e grea. Foarte ok, după cum bine vezi, mă descurc și așa cu șorții. Echipat bine? Echipat. Fără echipament e un pic mai greu. Un echipament de surf nu este foarte ieftin, ajunge să coste câteva mii de euro. Pentru cei cu adevărat pasionați, nimic nu mai contează, însă atunci când se află pe mare, senzațiile pe care le trăiesc sunt atât de intense încât orice altceva este dat uitării. Cum a fost? Bine, cum să fie, ca de fiecare dată. E frig? Nu simțim nimic cu costumele astea. Cât ai stat pe apă? Doar ce am ajuns, cred că 10-15 minute, doar e începutul acum. Meteorologii au vești bune și pentru mini-vacanță. Va fi din ce în ce mai cald, iar briza mării se va face și ea resimțită. Suficient de tare cât să-i atragă pe împătimiții de sporturi extreme și nu numai pe litoral.